dragilor, aceasta este etalarea pentru voi, energia dintre voi doi. Care este energia în acest moment dintre voi doi? Dacă sunteți, nu știu, pe aceeași lungime de undă, evident, aceste etalări sunt generale, energiile sunt foarte schimbătoare și aceste etalări de obicei sunt doar niște perspective așa diferite. Lucrurile nu sunt bătute în cuie și nu există chestia asta că fix așa este, da? Deci e important de luat în calcul câteodată chestia asta. E doar așa, un mod de a vedea lucrurile diferit. Ok, pentru cei care vor să aleagă numărul 1 și numărul 2. Și am mai simțit un pachet de cărți, vi-l arăt după. Energia pentru 1, numărul 1, lumea, și numărul 2, cavalerul de cupe. Numărul 1 și numărul 2, puteți să puneți pauză și să alegeți ce simțiți. Ok. Energia generală dintre voi doi, pentru cei care ați ales numărul 1. Și raționalism. Interesant, numărul 19, poate este important. Numărul 21, la fel. Ok, este ceva care se completează aici, ceva care poate chiar s-a terminat. Este un capitol important care s-a terminat, deci nu orice, ci un capitol. Poate să fie chiar și o distanță între voi doi, deci asta ar fi energia generală în acest moment pentru voi, lumea. Lumea este așa, ultima carte din Arcana Majoră, poate să însemne și o energie destul de mare, foarte mare, chiar copleșitoare, poate că aveți foarte multe lucruri în spate, foarte multe lucruri asemănătoare, poate să cuprind foarte multe lucruri împreună, deci o istorie pe care, un trecut pe care îl aveți împreună și raționalism, poate chiar și o maturitate, e ceva matur, e o relație matură, poate a fost o relație matură, poate aveți de-a face cu o persoană mai matură. Dar de obicei lumea, eu așa mă gândesc, eu așa privesc această carte, ca și cum include tot, include toate celelalte cărți din Arcana Majoră. Da, care au fost înaintea sa, adică toate cărțile. Și aici avem foarte ce zodii ar fi de obicei. Taurul știu că este, leul, fecioara, dar hai să vedem mai bine. Energia acestei persoane în acest moment. 5 de spade. Clarificat de alegere. Alegere. Și energia voastră. Provocare și roata norocului. Interesant. Aici avem 5, aici avem 10. Provocare, alegere. Poate că, într-adevăr, provocați această persoană. Poate voi vă schimbați acum destinul. Sunteți în mijlocul unor schimbări, nu neapărat că vă schimbați destinul, ci pur și simplu faceți niște alegeri importante. Poate eliminați lucrurile din viața voastră. Poate chiar ați terminat o conexiune cu această persoană, chiar dacă aveți foarte multe lucruri în comun. Sau poate vreți pur și simplu să reînnoiți această conexiune cu provocare. Și cred că e mai mult partea asta cu reînnoirea conexiunii dintre voi doi, cu provocare. Vreți ceva, vreți ceva diferit, vreți o provocare, vreți să vă stârnească cineva atenția sau chiar voi să stârniți atenția. Această persoană în acest moment poate că într-adevăr poate chiar face o alegere, ia o alegere în acest moment, cu 5 de spade. Hai să vedem mai bine, că 5 de spade totuși nu m-a lămurit. 5 de bâte, ok. Tăcere. Tăcere, regele de cupe și noroc avem aici. Iar la voi,
Îndrăgostiții, interesant, frică, spânzuratul și bani. La voi simt mai multe lucruri întâmplându-se. Cred că persoana asta e mai mult pe partea asta de tace și face, nu știu, așa simt. Nu spune prea multe lucruri, nu arată prea multe lucruri, dar în schimb este o persoană care poate pune lucrurile în mișcare, în acțiune, încearcă să facă, să construiască, să dezvolte, să rezolve și așa mai departe. Și chiar poate are și noroc în ceea ce face, avem noroc aici. Chiar dacă poate nu e chiar cea mai organizată persoană, pentru că avem 5 de spade, 5 de bâte, regele de cupe. Regele de cupe e aici o maturitate emoțională. Poate că este o persoană care știe totuși să gestioneze mai bine sentimentele, emoțiile, poate mai bine față de voi. Regele de cupe, chiar dacă e de cupe, totuși e un rege, este mai autoritar, este mai puțin chiar și manipulator, regele de cupe în general. Știe să-și folosească emoțiile, să le pună în practică într-un fel sau altul. Dar această persoană e destul de practică. Poate știe să-și aleagă cuvintele. Sau a învățat să-și aleagă cuvintele. Avem 5 de spade. Dacă nu, trebuie să înveți acest lucru. Sau urmează să înveți acest lucru. Pentru că văd aici niște conflicte, niște persoane implicate, tăcere. Poate învață să se detașeze emoțional, învață să se detașeze emoțional de conflicte, de poate are de-a face cu niște conflicte în momentul acesta, nu în adevăratul sens al cuvântului, ci persoane care sunt așa în contradictoriu, care discută mai multe lucruri și în contradictoriu. La voi aici, în schimb, trei arcane majore. Clar, energia voastră este mai ridicată, pentru că așa sunt și cărțile, deci energia voastră aici este mai ridicată, mai înaltă față de această persoană. Poate că sunteți în capitole diferite în viața voastră. Cu toate astea, cu frica aici și cu îndrăgostiții, simt oarecum, așa mi-a venit să zic, că vă este frică oarecum să iubiți, poate, unii dintre voi. Vă este frică să poate să faceți o alegere în ceea ce privește iubirea. Și asta mă duce cu gândul la faptul că vă refugiați în domeniul ăsta financiar, material. Spânzuratul. Vă sacrificați iubirea, vă sacrificați dorințele, vă sacrificați această pasiune, provocare, într-un fel sau altul. Pentru că vă este frică. Poate vă este frică să nu mai fiți îndrăgostiți. Interesant. Să nu vă mai îndrăgostiți. Vrem îndrăgostiți și frică. Vă este frică de a vă îndrăgosti din nou. Iar pe plan financiar vă regăsiți mai mult în acest moment. Vă refugiați, da, am zis, sacrificiu, spânzuratul, detașare emoțională, oarecum. Dar se schimbă lucrurile. Roata norocului, așa, poate și mâna destinului, dar și cum au fost lucrurile odată, nu vor mai fi acum. Deloc așa. Sunteți în drumuri total diferite, pe drumuri diferite. Așa simt. Această persoană este mai mult pe partea asta de socializare, de a ieși, de a comunica, de a își face poate, de a crea legături, prieteni, de are și o stabilitate emoțională, cred eu că puțin mai mare decât a voastră sau cel puțin așa pare, pe când voi sunteți mai mult pe partea asta pe partea asta interioară. De interiorizare, de a vă cunoaște mai bine, de a vă cunoaște poate fricile sau poate ar trebui să lucrați cu aceste lucruri. Să lucrați cu fricile voastre, da? Să înțelegeți de ce aveți aceste temeri, de unde provin și așa mai departe. Ia să vedem energia comună, cum este energia voastră. Am văzut energia acestei persoane și energia comună dintre voi doi, marele preot. Deci e un taur aici, poate, sau sunt planete în taur. Avem împăratul și 5 de cupe și raționalism.
Da, e așa un contrast. Se simte autoritatea acestei persoane. Simte asta, uite, cumpăratul ei ce un rege de cupe. Se simte autoritatea, influența asta autoritară. Simt că această persoană are mai multă autoritate față de voi. Este mult mai stăpân pe el, are mai multă stabilitate emoțională. Sau în orice caz, așa pare. Cu 5 de cupe sunt niște lucruri care au fost spuse, au fost. 5 e un număr comun la voi aici. E o cale de mijloc, e o schimbare, e nevoie de schimbare aici. Se simte dorința asta de a întoarce pagina, de a crea altceva, de a merge pe raționalism, pe logică, de a nu mai lăsa lucrurile emoționale să influențeze această conexiune. Emoțiile care nu sunt tocmai pozitive sau emoțiile care denotă un eșec din trecut. Dar e nevoie de nou, clar și culmea, pentru că trebuie să se închidă un capitol în această relație. Și cumpăratul e nevoie de mai multă stabilitate. Din ambele părți, eu așa simt. Și cu raționalism, mai ales raționalism aici. Deci energia dintre voi doi este o energie de care se vrea a fi înnoită, pentru că nu se mai poate baza pe ceva din trecut, nu se mai poate baza pe ce n-a mers. 5 de cupe. Și împăratul. Împăratul este o carte interesantă care vorbește despre faptul că trebuie să ți frângi aceste frici limite. Poate că această persoană, e o persoană extremă, e o persoană care merge în locuri diferite, eu așa se incinciu, da? E dorința asta de schimbare, e o persoană care poate chiar vă provoacă foarte mult schimbări, da? Radicale, neașteptate, totale, spectaculoase într-un fel sau altul. Iar împăratul și asta, despre asta vorbește, să fii stabil, să fii ferm pe poziții, să fii ferm pe tine. E o persoană masculină aici foarte importantă, nu neapărat importantă, nu. E o persoană masculină, chiar masculină în adevăratul sens al cuvântului. Și înțeleaptă. De obicei, împăratul e considerat înțelept. Deci, energia asta din conexiunea voastră, energia comună, energia dintre voi se îndreaptă sau ar trebui să se îndrepte spre raționalism și spre stabilitate, spre fundație. Spre fundație, da? Pe o bază ar trebui pusă o bază aici. Cred că e nevoie de acest lucru prima dată. Și avem și marele preot. E un învățător, un mentor, o persoană care. De ce un pas de la împărat la marele preot? Dar mai este cale până acolo, mai e o cale destul de lungă până la marele preot. Cazul, ei avem așa. Berbec, gemeni, pești, rac, scorpion, fecioară, taur, leu, capricorn și cam atât așa. Cam astea sunt zodiile pentru numărul 1 și numere așa. 5, clar, 5, 10, 20, 21, 6, 23, din nou 21 aici, 13, 24, dar 5 și 10 în mod special, poate, nu știu, 15, 51, sunt numere importante. Cam atât pentru voi, dragilor, vă mulțumesc că v-ați uitat și ne vedem data viitoare.
pentru cei care ați ales numărul 2. Avem aici cavalerul de cupe. Cavalerul de cupe, energia comună dintre voi doi, da? Și avem aici energie. Energie. Cavalerul de cupe. E ceva la început aici, poate este o relație nouă, o conexiune mai nouă, o conexiune romantică, copilăroasă într-un fel, dar totuși la început, da? Probabil că energia începe să crească frumos, 100 de cupe. Ia, asta e 11. Energia asta de acum. Să iau toate astea. Și aici energia acestei persoane în acest moment și energia voastră. Ok. Asta e energia comună. Nouă, noutate, schimbare. Hai să vedem, energia acestei persoane din nou nouă. Eremitul, e ca și cum lipsește ceva, urmează să se întâmple ceva sau lipsește ceva nouă de incredibil, nouă de spade și pajul de băte. Persoana aceasta, energia acestei persoane e așa într-o cunoaștere, autocunoaștere. De aceea, ca și cum, nu știu, parcă lipsește ceva în acest moment, în această conexiune, în această energie. Trebuie să se mai facă un pas spre a fi ceva complet nou. Criza asta de vindecare, criza de... Poate trece printr-o criză această persoană, nu în adevărat sensul cuvântului, ci așa, într-o căutare de armonie, caută armonia, iubirea, caută iubirea, poate iubirea de sine. Și avem dans aici, dans frumos. Ia energia voastră, sunt chiar curios. Cavalerul de cupe, ia uite, unde era cavalerul? Poate că energia fix voi sunteți acest cavaler, poate voi ați inițiat această relație, conexiune, poate mai mult din partea voastră vine această energie, într-adevăr. Avem voință, da? Avem regele de monede, longevitate și... Ce mai e? Trei de spade. Ok, și căsătorie. E o idilă aici? E o atracție, într-adevăr? E poate o idilă? Nu neapărat o atracție fizică, ci o atracție așa de sentimente, de emoții, de energie. Vă place persoana asta? Vă place energia acestei persoane, așa simt. Poate să fie vorba despre un trio, trei de spade, căsătorie, poate voi sunteți în această căsătorie, nu zic nu, avem și o rege de monede. Și asta să fie așa o idilă, o persoană care vă atrage atenția, nu neapărat că sunteți cu ea, nu, poate e o persoană care vă atrage așa mai mult atenția. Și poate vreți să învățați ceva din partea acestei, poate vreți să vă învețe ceva această persoană. Emoțional, din experiența ei, poate e o persoană care într-adevăr are multă înțelepciune și vrea, poate chiar un profesor, eremitul, un conducător, un lider, un conducător, un lider spiritual, așa, ghilimele. Dar voi sunteți așa, nu știu, parcă vânați, cuceriți această persoană mai mult, voi o cuceriți mai mult, voi o atrageți mai mult spre voi. Și aveți așa oarecum și o experiență cu regele ăsta de monede, dacă nu este vorba despre o altă persoană, o a treia persoană, da? Avem trei de vreo trei ori, interesant. 31, 3 aici, longevitate și 3 de spade. Și pur și simplu vă mai atrage și această persoană, poate să fie vorba sau dacă nu e vorba despre un trio, poate să fie vorba despre faptul că voi, într-adevăr, aveți experiență cu longevitatea aici, regele de monede, sunteți o persoană stabilă,
mai ales financiar, material și așa mai departe. Și vă atrage această persoană, poate chiar cu scopul și de a construi ceva, face, avea o căsătorie, de a vă căsători cu această persoană. Parcă o doriți foarte mult. Sau energia ei. Vă place foarte mult energia ei. Ia să vedem energia comună. 5 de spade și regele de băte. Da, e ca și cum e un blocaj aici, în energie. Simt că am zis, a? Vine mai mult din partea voastră și cu regele de băte. Multă energie masculină la voi. E multă energie masculină. Nu contează dacă sunteți femei. E o energie masculină foarte mare aici la voi. Iar aici este o energie mai feminină. Pentru că avem pajul de băte. Puțin, puțin, puțin mai feminină față de cei aici. Dar această persoană trece prin niște lucruri personale în acest moment. Niște lucruri, niște situații mai delicate, poate cu eremitul și nouă de spade. Trebuie să înțeleagă de unde provin anumite frici, anumite gânduri, de unde, nu știu ce se întâmplă cu viața lui în acest moment. Poate își caută această armonie. E într-o căutare, eremitul. Într-o căutare și pajul de bâte. Totuși văd o deschidere. Pajul de bâte. Văd o deschidere din partea acestei persoane. Mie îmi pare că aș mai lua niște cărți la el. Sau la ea. Poate își dorește mai mult să aibă și mai puțin să ofere. Judecata, ok. Din nou eremitul, da, uite, e cea fecioară, în mod special. Și regina de monede, exact ce ziceam, este multă energie feminină aici. Mai multă față decât este la voi. Nu simt neapărat că e o altă persoană aici. La voi simt mai mult că e o altă persoană. Poate aici poate să fie vorba despre o mamă. Regina de monede este cunoscută pentru acest lucru. Cineva care îi oferă bani. Cineva care îi oferă stabilitate. Această persoană caută stabilitate foarte mult. Foarte, foarte mult. Interesant. Avem aici regina de monede și la voi e regele de monede. Da, dar parcă energiile sunt inversate. Așa simt. Sunt niște cărți. Recolta și ce e aici? Iluzie. Există potențial de a crește, da? Există potențial de a face ceva, există potențial aici, dar e o iluzie într-adevăr, pentru că parcă doar unul oferă și celălalt nu prea. Celălalt este preocupat de altceva în acest moment, de spirit, de evoluție, de educație, de a primi mai mult. Deci celălalt este persoana la care vă gândiți, este concentrată mai mult pe a primi în acest moment. Poate de a primi, poate chiar să primească și o moștenire, ceva bani din partea familiei, din partea persoanelor importante, apropiate. Deci mai mult pe partea asta de a primi ceva stabil, la o casă, o mașină, nu știu, bani pe partea asta. E în căutare, e judecata, are niște revelații, dar e important ce face cu ele, pentru că avem nouă de spade. Parcă iubirea avem iubirea aici la nouă de spade, parcă iubirea îl încurcă, așa am simțit să zic acum, nu neapărat că îl încurcă, ci îl sperie, îl încordează, ăsta e cuvântul, îl încordează, de aceea trebuie să fie mai dans, să fie mai deschisă, să se miște mai mult, să e o persoană mai retrasă, așa simt, este foarte, e mult mai retras. Voi nu sunteți deloc așa. Deci energia voastră este una foarte exuberantă, extrovertită,
Așa văd aici, cel puțin, da? Deci, voi vreți iubire, voi vreți romantism, vreți energie, energia voastră e mare, e foarte mare, e pusă așa pe petrecere, așa simt. Pe când această persoană este, nu, mai interiorizată puțin. Dar e o deschidere, puțin, e o deschidere, cu ajutorul de bâte. Când și când, poate această persoană când și când se mai deschide față de voi. Dar în energia dintre voi doi încă nu este foarte, nu e deloc concretizată. Eu așa simt cu regele de bâte, cinci de spade, cavalerul de cupe, nu știu, e așa încă foarte... E drăguță, poate câteodată romantică, câteodată... Poate eu chiar o escapadă această persoană pentru voi. Poate e o persoană chiar mai tânără decât voi. Sau voi sunteți mai tânără decât ea, nu știu. Simt așa o discrepanță și la vârstă. În schimb, da, poate că încă nu este momentul potrivit pentru că această persoană trece prin niște lucruri mai personale și trebuie să și le rezolve în acest moment. Cu eremitul acolo e o căutare interioară. Voi aveți aici o stabilitate, aveți o longevitate, aveți o căsătorie, poate unii dintre voi aveți ceva stabil, aveți poate și o familie, o familie, ceea ce ține de stabilitate. Poate că asta l-a atras foarte mult la voi, că sunteți stabili. Aveți poate casa voastră, aveți ceva al vostru și așa mai departe, afacerea voastră, emanați și energie, voință, aveți acest lider în voi și cu regele de bâte singă, oricum voi, eu cred că v-ați implicat emoțional, nu emoțional, nu, v-ați implicat mai mult din punct de vedere al energiei, dar nu emoțional, nu simt așa multe emoții, ci nici din partea voastră. Așa văd. Numere avem 3, clar, 3 este peste tot aici, 3, 33, 31, 30, 9 poate să mai fie 14, 4, 9, clar, de multe ori. 9, 16, 15. Și cam atât. Iar ca sodi, am zis 4. Nu, de aici n-am luat. Am luat de aici. A, uite, 7. Carul. Cineva care este hotărât, foarte hotărât. Voi sunteți foarte hotărâți. Rac avem acolo, deci rac, pești, pești în mod special, fecioară, clar. Fecioară, taur, capricorn, scorpion, berbec, leu și săgetător. Cam atât pentru voi, dragilor. Vă mulțumesc că v-ați uitat și ne vedem data viitoare.